acolo se întâmplă un exces de ignoranță. Este las discuții publice, nu? Putem spune un exces de ignoranță în discuțiile publice. De modo que muitos fatos de ordem multe fapte de ordin excepționalmente importante. Excepțional de important. Se tornam esquisitos, estranhos e proibitivos. Devin ciudate și prohibitive. Ou seja, conseguiu-se inocular nas pessoas. Adică s-a reușit inocularea în oameni. Um preconceito contra a busca de conhecimentos que são essenciais para a sobrevivência delas. O prejudecată față de căutarea unor cunoștințe care sunt esențiale pentru supraviețuire. Você vê aqui na fábula do lobo e do cordeiro? Uitați-vă la fabula lupului și mielului. O lobo conseguiu falsificar a própria história do cordeiro? Lupul a reușit să falsifice însă și istoria mielului. Mas pelo menos era o lobo que estava mintindo contra o cordeiro. Dar măcar era lupul cel care mințea împotriva mielului. E não o cordeiro contra si próprio. Și nu era mielul care mințea în privința lui. Mas isso é o que acontece hoje. Asta se întâmplă acum. O cordeiro inventa histórias contra ele mesmo para facilitar a tarefa do lobo. Mielul inventează istorii împotriva lui însuși ca să-i facă viața mai ușoară lupului. Ou seja, o lobo conseguiu persuadir o cordeiro a transformar-se em seu adepto. Adică lupul a reușit să convingă mielul să se transforme în adeptul său. E quando você quer lembrar as coisas como realmente foram, ou descobrir. Și atunci când încerci să-ți amintești lucrurile așa cum au fost în realitate, sau să descoperi. E descobri os fatos essenciais, as pessoas acham que você é muito esquisito. Faptele esențiale, atunci lumea îți spune că ești ciudat. Capitalismul este un punct, e un concept central în definiția pe care o dați dumneavoastră civilizației occidentale. E un concept central în definiția că o senior da a civilizației occidentale. Civilizației iudeo-creștine. A civilizației judeo-creștine. Și a conservatorismului, de fapt. Educonservatorismul. Conservatorismul, capitalism bazat pe statul de drept. Conservatorism, osendo, un capitalism fundat un stat de drept. Rezultat din civilizația judeocristiană. Bom, noi putem zice că capitalismul surgiu. Putem spune că capitalismul a apărut. A partir do momento em que a riqueza financeira. În momentul în care bogăția financiară. Começou a predominar. A început să predomine sobre a propriedade territorial. Asupra proprietății teritoriale. Porém, nós não podemos esquecer. Dar nu putem uita. Que os primeiros capitalistas da Europa. Că primii capitaliști din Europa. Foram os próprios donos de terras. Erau înșiși stăpânii terenurilor. Essa história de dizer que surgiu uma nova classe chamada burguesia. Povestea asta de a spune că a apărut o nouă clasă denumită burghezie. Que tomou o poder. Care a luat puterea. Isso é uma bobagem enorme. E o mare prostie. Onde as grandes famílias de senhores feudais? Família da senhor feudal. Esses foram os primeiros capitalistas. Eles criaram o capitalismo. Ei au creat capitalismul. E tinham os dois tipos de poder ao mesmo tempo. Pentru că aveau în același timp cele două tipuri de putere. Então o capitalismo está muito arraigado na Europa. Deci capitalismul e foarte înrădăcinat în Europa. E, de verdade, é o único sistema econômico que existe. Você dizer economia e dizer capitalismo é a mesma coisa. Sistem economic care există. A spune capitalism și a spune economie e același lucru. A unica alternativă este un retorn al sistemul feudal. Singura alternativă este o întoarcere la sistemul feudal. Pentru că socialismul e apenas o bolă de săpun. Nu există. Pentru că socialismul nu există. Nu e decât un balon de săpun. O que existe? Ceea ce există. É um capitalismo atrofiado. E um capitalismo atrofiado. Que é sugado pelo governo. Care este sub de guvern. Você vê que mesmo na União Soviética. Chiar și în Uniunea Sovietică. 50% de economie. 50% din economie. Era capitalism ilegal. Era capitalism ilegal. După al, no entanto, o próprio governo se prevalecia. De care până și propriu și însuși guvernul se prevala. Através da chantagem e da extorsão. Prin șantaj și prin extorsiune. Até que chegou um dia. Până când a venit o zi. Depois da queda da União Soviética. După căderea Uniunii Sovietice. Quando as máfias. Când mafiile. E
a burocrație, burocrația polițială. Birocrația, mai ales birocrația polițistă, polițienească, asta fiind KGB-ul, s-au contopit. E ora imposibil să distingi. Și acum este imposibil să mai distingi. O que que é máfia? Între ce este mafia? E o que que é governo rus? É tudo a mesma coisa. Și ce este guvernul rus? E totul același lucru. Então, um certo resíduo de capitalismo deci, tem de existir mesmo no fundo do socialismo. De capitalism trebuie să existe la fundul capitalismului. O socialism e un regim autocontradictoriu. Socialismul este un regim autocontradictoriu. Conform já havia demonstrado Ludwig von Mises în 1921. Așa cum a demonstrase deja Ludwig von Mises în 1921. În un libru Socialism, una analiză economică și sociologică. În cartea Socialismul, o analiză economică sociologică. Unde el dice că para el spune că avere o economie planificată. Pentru ca să existe o economie planificată. Trebuie să avem control dos preços. Trebuie să existe controlul prețurilor. Mas se não há um mercado onde os preços se formam. Dar dacă nu există o piață în care se formeze prețurile. Então o governo só tem uma alternativa. Atunci guvernul nu are decât o singură alternativă. Inventar todos os preços. Să inventeze toate prețurile. E se você inventa todos os preços. Dacă inventezi toate prețurile. Toda a economia se tornou fictícia no mesmo instante. În aceeași clipă toată economia devine ficțiune. E foi exatamente isso que aconteceu na União Soviética. Și exact asta s-a întâmplat în Uniunea Sovietică. Hoje nós sabemos que todas as estatísticas econômicas da União Soviética. Acum noi știm că toate statisticile economice erau completamente inventadas. Sovietice erau complet inventate. Mas se são inventadas, isso significa que o governo não sabe exatamente o que está se passando. Inventate înseamnă că guvernul nu știe exact ce se întâmplă. E se ele nem sabe o que está acontecendo, como é que ele vai controlar o que acontece? Nu știe ce se întâmplă, cum poate să controleze ceea ce se întâmplă? Ou seja, a economia adică, totalmente controlada. Economia controlată în totalitate. Echivale a economia totalmente descontrolada. Echivalează cu economia total necontrolată. E esses canalhas ainda têm. Și acești nenorociți. O cinismo. Au încă și cinismul. De falar contra a anarhia do capital. Dar vorbim împotriva anarhiei capitalului. Pentru foram eles que inventaram a anarhia do capital. Când ei sunt cei care au inventat anarhia capitalului. Você vê, aqui nos anos 50 houve aquele episódio do senador John McCarthy. 50, foi aquele episódio do senador John McCarthy. Que foi transformado como uma espécie de monstro. Care a fost transformat într-un fel de monstru. Embora jamais tivesse mandado prender ninguém. Deși el niciodată nu a arestat pe nimeni. Mesmo aqueles poucos comunistas. Acei puțini comuniști. Que foram presos por desacato à corte. Care au fost băgați la închisoare pentru lipsa de respect față de tribunal. E que cumpriram penas brevíssimas. Și care au avut pedepse minime, scurte. Nenhum deles foi mandado à cadeia pela comissão McCarthy. Niciunul din ei nu a fost băgat la închisoare de comisia McCarthy. Mas por uma outra comissão completamente diferente, que era da Câmara dos Deputados e não do Senado. Cu tot o altă comisie care ținea de Camera Reprezentanților, nu de Senat. John McCarthy havia dito que John McCarthy spusese că existau nos altos círculos do governo americano, în cele mai înalte cercuri ale guvernului american, algumas dezenas, câteva zeci, de agentes comunistas infiltrados. De agenți comuniști infiltrați. E ele foi demonizado por ter dito isso. Și el a fost demonizat pentru că a spus asta. Hoje, astăzi, depois da abertura dos arquivos de Moscou, după deschiderea arhivelor de la Moscova, e do acesso dos historiadores aos documentos da época, după ce istoricii au avut acces la documentele din epocă, nós sabemos que não eram algumas dezenas. Știm că nu erau câteva zeci. Eram 3.000, pelo menos. Erau cel puțin 3.000. Ou seja, John McCarthy só errou. Deci, John McCarthy a greșit. Por excesso de modéstia. Doar prin exces de modestie. Então, se puder, leia o livro de Stanton Evans, chamado Blacklisted by History. Stanton Evans, Blacklisted by History. É um estudo espetacular. E um estudo espetacular. Que mostra que McCarthy tinha razão em tudo, praticamente tudo quanto care disse. Arată că McCarthy avea dreptate practic în tot ce a spus. E só errou por não ter dito mais. Și doar a greșit pentru că n-a spus mai mult. Então, este episódio do McCarthy
foi tão bem explorado pela propaganda comunista. Atât de bine exploatată propaganda comunistă. Que até hoje nós temos a impressão. Încât astăzi avem impresia. De que McCarthy, que nunca prendeu ninguém. Că McCarthy, care niciodată n-a băgat pe nimeni la închisoare. E que nunca fez mal ao moço. Și n-a făcut rău nici unei muște. Era mais perigoso do que Joseph Stalin. E era um tipo încă și mai periculos decât Iosif Stalin. Você veja que pessoas de formação universitária. Persoanele cu formare universitară. Capaz de acreditar numa bobagem dessas? Capabilă să creadă o asemenea prostie? Estão intelectualmente aleijadas pro resto das suas vidas? Sunt intelectual aleijadas? Sunt infirme din punct de vedere intelectual pentru tot restul vieții lor. O simples uso da palavra macartismo. Numai folosirea cuvântului macartism. Como sinônimo de perseguição política? Ca sinonim al persecuției politice. Sendo que no período de vigência da Comissão McCarthy. Este aceea că pe timpul în care a fost în vigoare Comisia McCarthy. 3 milioane de pessoas foram executadas por delitos políticos na União Soviética. 3 milioane de oameni au fost executați pentru delicte politice în Uniunea Sovietică și în China. E nenhum sofreu sequer uma pequena incomodidade por causa de John McCarthy. Și niciunul n-a suferit nici cel mai mic deranj din cauza lui John McCarthy. Demonstră că vocabularul politic contemporan. Vocabularul politic contemporan. É baseado na falsificação toda, uma falsificação quase psicótica da realidade. E este bazado pe o falsificare aproape psihotică a realității. Chamar ninguém de nazista. Că nimeni nu are, niciun comunist nu are dreptul să facă nazist pe nimeni. Porque o nazismo jamais teria chegado a ser um perigo para a humanidade. Pentru că nazismul niciodată nu ar fi ajuns să fie un pericol pentru umanitate. Se não fosse a ajuda e incentivo que recebeu da União Soviética. Dacă nu ar fi existat ajutorul și stimulul care a fost oferit de Uniunea Sovietică. A Alemanha só chegou a ter um exército. Germania a ajuns să aibă o armată. Capaz de intimidar o mundo. Capabilă de a intimida toată lumea. Porque a União Soviética lhe cedeu não somente armas em segredo. Doar pentru că, nu numai pentru că Uniunea Sovietică i-a dat arme și secrete. Mas até um território dentro da Rússia, onde o exército alemão podia treinar. I-a creat un teritoriu în interiorul Rusiei unde armata germană se putea antrena. Ou seja, o nazismo como força histórica. Nazismul ca forță istorică. Important, de dimensiuni mondiale. Importantă, de dimensiuni mondiale. Jamais teria chegado a existir sem isso. Nu ar fi ajuns niciodată să existe fora asta. Então a resposta é o seguinte, nazista é você. Da, vocês são culpados de tudo isso. E a resposta é o motor, o nazista és tu. Vocês são os inovados de toda essa. Isso seria a resposta educada. Asta ar fi, să zicem, răspunsul binecrescut. Mas você deve recusar essa explicação. Dar trebuie să refuze această explicație. Na hora em que o indivíduo mal intencionado. Atunci când un individ rău intenționat. Tenta pintar você como fascista ou nazista? Încearcă să te vopsească drept fascist sau nazist. Em segundo lugar, eles ignoram a diferença entre fascismo e nazismo. Al doilea rând, ei ignoră diferența dintre fascism și nazism. E para você fazer uma ideia dessa diferença? Și ca să faci o idee de această diferență? No dia em que Hitler foi eleito. În ziua în care Hitler a fost ales. Houve um governante europeu. A fost un conducător european, chef de stat european, un șef de stat european, que telefonou para todos os outros, care le-a telefonat tuturor celorlalți, incluindo Papa, inclusiv Papei, dizendo, spunem, que nós vamos fazer agora que esse louco ce facem tomou acum o poder? Că a ajuns la putere nebunul ăsta. Nós temos que fazer alguma coisa trebuie para tirá-lo de lá. Trebuie să facem ceva să-l dăm jos de acolo. Sabe quem era esse chef de stat? Cine era acest șef de stat? Benito Mussolini. Benito Mussolini. Como ninguém respondeu. Așa, și pentru că nimeni n-a răspuns. Ninguém quis fazer nada. Nimeni n-a vrut să facă nimic. Mussolini concluiu que Hitler era mais forte. Mussolini a ajuns la concluzia că Hitler era mai tare. E que era mais prudente se aliar a ele. Și mai bine să se alieze cu el. Do que a todos aqueles covardes. Decât cu toți lași ăia. Ou seja,
todos os governantes democráticos da Europa. Adică, toți conducătorii democratici ai Europei. Jogaram Benito Mussolini nos braços de Hitler. L-au aruncat pe Benito Mussolini în brațele lui Hitler. Eles são culpados disso. Ei sunt vinovați de chestia asta. Tão culpados quanto o próprio Benito Mussolini. La fel de vinovați ca și Benito Mussolini. Em segundo lugar, în al doilea rând, não se pode esquecer jamais que o fascismo e o nazismo não podemos să uităm niciodată că fascismul și nazismul são capítulos internos da história da mentalidade revolucionária. Sunt capitole interne din istoria mentalității revoluționare. Lembre-se de na conferência eu defini a revolução. Amintiți-vă de conferința unde eu am definit revoluția como um projeto de mudança radical da sociedade. Ca pe un proiect de schimbare radicală a societății. A ser realizado mediante a concentração do poder. Ce trebuie realizat prin concentrarea puterii. O nazismo e fascismo são evidentemente regimes revolucionários. Nazismul și fascismul sunt în mod evident regimuri revoluționare. E daí a relação ambígua que eles tiveram sempre com os comunistas. De aici relația ambiguă pe care ei întotdeauna au avut-o cu comuniștii. Ora matându-se uns aos outros. Uneori omorându-se unii pe alții. Ora colaborando uns com os outros para matar terceiros. Colaborând unii cu alții ca să omoare terții. Cum e normal dentro do movimento revolucionário? Cum este normal în interiorul mișcării revoluționare? O movimento revolucionário vive da sua divisão interna e dos seus conflitos internos. Mișcarea revoluționară trăiește din diviziunile sale interne și din conflictele sale interne. Quem matou mais comunistas do que Stalin e Mao Tse-tung? Cine a omorât mai mulți comuniști decât Stalin și Mao Tse-tung? Eles foram os grandes assassinos de comunistas. Ei au fost cei mai mari asasini de comuniști. Por isso é uma grande ingenuidade. De aceea este o mare naivitate. Acreditar că schierda revoluționară este fracă pentru că ea este dividită. Să crezi că stânga revoluționară este slabă pentru că este divizată. Pentru că divizão interna, conflict intern. Diviziunea internă, conflictul intern. São elementos essenciais para o crescimento do movimento revolucionário. Sunt elemente esențiale pentru creșterea mișcării revoluționare. Se o movimento revolucionário fosse todinho coerente. Dacă toată mișcarea revoluționară ar fi coerentă. Ele teria que prestar satisfação dos seus atos. Ar trebui să dea socoteală pentru actele sale. Ele tem de se manter numa espécie de confusão permanente. Ea trebuie să se mențină într-o stare de confuzie permanentă. Para evitar o confronto com o horror dos seus atos. Ca să evite confruntarea cu oroarea faptelor sale. E para sempre ter um certo número de bodes expiatórios internos. Și ca să aibă toată vremea un număr de țapi ispășitori interni. No qual o movimento possa se limpar. În care toată mișcarea se poată curăța. Então, todo este domínio que esse pessoal tem exercido sobre a mente de conservadores, liberais, etc, etc. Dominația pe care acești oameni au avut-o asupra minților unor conservatori, oameni de dreapta, etc. Rezultă nu só da covardia, mas também da ignorância. Rezultă nu numai din lașitate, ci și din ignoranță. Do despreparo. Din lipsa de pregătire. No mínimo. În cel mai mic caz, în cazul cel mai... Por que nós deveríamos aceitar que tudo fosse definido nos termos do inimigo? De ce trebuie să acceptăm ca toate să se definească în termenii inamicului? Em vez de termos nós mesmos as nossas definições. În loc să ne dăm noi definițiile noastre. Por exemplo, por que fascista deveria ser um insulto mais grave do que comunista? De ce fascist trebuie să fie o insultă mai gravă decât comunist? Se você tomar todas as vítimas de todos os governos fascistas do mundo, dacă iei și însumezi victimele tuturor regimurilor fasciste din lume, não chega a 5% do que os comunistas. Nu ajung nici la 5% din numărul victimelor comunismului. E se você incluir aí as vítimas do nazismo? Și dacă incluzi acolo și victimele nazismului? Você não chega a 1/4 das vítimas do comunismo. Nu ajung nici la 1/4 din victimele comunismului. Cred că iarăși un lucru care este ocultat. Așa, otra cosa que fica ocultada. Nu neapărat ocultat, dar nu este menționat foarte des. Que não é mencionado de muitas vezes. Este chiar titulatura Partidului Nazist al lui Hitler. O propriu titlu do Partidul Nazist de Hitler. Partidul Nazist. Partidul Național Socialist. Partidul Național Socialist a dos trabalhadores alemães. A grande diferença foi que havia um socialismo internacionalista e um socialismo nacionalist. Marea diferență era că exista un socialism naționalist și un socialism internaționalist. Era somente essa diferença. Nu era decât această diferență.
raiz mai remotă disso. Rădăcina cea mai îndepărtată a acestor lucruri. E aproape inversão do tempo. Este însăși inversiunea timpului. Na medida que todos os critérios de julgamento moral. În măsura în care toate criteriile de judecată morală. Perderam o seu conteúdo substantivo. Și-au pierdut conținutul lor substantiv. E se transformaram em referências temporais. Și s-au transformat în referințe temporale. Portanto, é bom. Adică e bun. Quem está a favor do futuro, tal como. Cine este în favoarea viitorului. Os supostos donos do futuro o concebem. Așa cum îl cunosc presupuși stăpâni ai viitorului. Portanto, se o futuro é o socialismo, tal como eles o concebem. Dacă viitorul este socialismul așa cum îl concep ei. Tudo que está contra é mal. Tot ce este împotrivă e rău. E tudo que está a favor é bom. Și tot ce este pentru e bun. Esta ideia penetrou tão profundamente na cultura ocidental. Această idee a pătruns atât de profund în cultura occidentală. Que os próprios chamados conservadores. Încât înșiși aceia care se denumesc conservatori. São incapazes de raciocinar fora disso. Nu mai sunt capabili să raționeze în afară de asta. Então eles tentam se apresentar. Dar atunci ei trebuie să se prezinte. Por sua vez, como se eles fossem os donos do futuro. La rândul lor, ca și cum ei ar fi stăpânii viitorului. O que implica que eles têm que ser até mais socialistas do que os socialistas. Ce implică faptul că ei trebuie să se arate mai socialiști decât înșiși socialiști. E isso é um claro sinal de debilidade intelectual. Și asta este un semn clar de slăbiciune intelectuală. Se você não tem a capacidade de você fazer a crítica profunda. Dacă nu ai capacitatea de a face critica profundă. Dos próprios fundamentos do vocabulário. A fundamentelor vocabularului. Você vai ter que ceder ao vocabulário do seu inimigo. Va trebui să cedezi față de vocabularul adversarului. Então você tentará aparecer. Și atunci vei încerca să apar. Que você não é reacionário. Că nu ești reacționar. Que você é até mais progressista do que seu adversário. Că ești încă și mai progresist decât adversarul tău. E isso, evidentemente. Și asta este evident. Desvia o foco da discussão. Asta o deviere de la centrul discuției. É uma estupidez imaginar que todas as questões referentes ao bem e ao mal. E o prostie să-ți închipui că toate chestiunile referitoare la bine și la rău. Pode ser equacionadas em termos de progresso e atraso. Pot fi puse în ecuație în termen de progres și regres. Mesmo supondo-se que nós sabemos exatamente onde o progresso vai terminar. Am presupune că noi știm cu exactitate unde o să termine progresul. Então, essa rede de ilusões hipnóticas. Această rețea de iluzii hipnotice. Criada pelo vocabulário revolucionário. Creată de vocabularul revoluționar. É a primeira coisa que nós temos que jogar no lixo. E prima chestie pe care trebuie să o aruncăm la gunoi. É inútil tentar concorrer politicamente com essa gente. Este inutil să încerc să concurez politic cu acești oameni. Se você já é escravo dela, do ponto de vista mental e intelectual. Dacă ești deja sclav al acestei mentalități, din punct de vedere mental și intelectual. Então, longe de tentar escapar desse tipo de julgamento. Deci, departe de a încerca să scăpăm de aceste judecăți. Nós devemos mostrar o nosso desprezo por ele. Trebuie să ne arătăm disprețul pentru ele. A maneira de fazer isso é a mais simples. O felul de a face asta este cel mai simplu. É simplesmente não aceitar a discussão nesses termos. Pur și simplu este să nu acceptăm discuția în acești termeni. Eu vou lhe dar um exemplo. Să vă dau un exemplu. Uma vez um indivíduo me chamou de fascista num debate. Într-o anumită dezbatere, un individ m-a făcut fascist. Eu respondi, fascista é sua mãe. I-am răspuns, fascista e mătă. Ele então se fez escandalizado. E ele s-a prefăcut scandalizat. E disse, ah, o senhor não está preparado para o debate democrático? Nu sunteți pregătit pentru dezbaterea democratică. E eu respondi, quem não está preparado para o debate democrático é sua mãe. Și eu i-am răspuns, cine nu e pregătit pentru dezbaterea democratică e măta. Ele ficou quieto, eu continuei com as minhas explicações. Și atunci el a tăcut din gură și a rămas foarte mulțumit de... S-a mulțumit cu explicațiile mele. Exatamente assim que se deve tratar essas pessoas. Așa trebuie tratate persoanele, oamenii ăștia. Porque eles se dão inclusive o privilégio do monopólio de insultar. Pentru că ei își iau inclusiv privilegiul monopolului de a insulta. Chamar as pessoas de fascista ou de nazista é um insulto monstruoso. A face pe cineva fascist sau nazist este o insultă monstruoasă. E eles nos tornaram, o tornaram uma coisa habitual. Și i-au făcut din asta ceva obișnuit. Então, se um indivíduo se dá o direito de me chamar de fascista? Dacă un individ își ia dreptul își asumă, își arogă dreptul de a mă face pe mine fascist, ele me concede automaticamente o direito de xingar toda a sua família do que eu quiser.
El îmi acordă în același timp dreptul de toată familia lui cu ce termen vreau. Porque se eu disser que a mãe dele é uma prostituta? Dacă eu spun că mama lui e prostituată? Isto é menos grave do que chamá-la de fascista? E este mai puțin grav decât să-l fac fascist. Então, ou seja, o recurso ao insulto nesses momentos. Recurgerea la insultă în aceste momente. Repune as coisas nos seus devidos lugares. Repune lucrurile în locurile adecvate. Porque se você me chama de fascista ou nazista, você está me atribuindo crimes hediondos. Dacă mă faci nazist sau fascist, de fapt îmi atribui niște crime îngrozitoare. Eu pas că sora sua mãe somente comerciava com seus próprios órgãos sexuais e não fazia mal a ninguém. În timp ce doamna, mama dumneavoastră, nu făcea altceva decât să-și comercializeze favorurile sexuale și nu făcea rău la nimeni. Então, esta é uma das técnicas para você quebrar esse tipo de envolvimento. Dintre tehnicile prin care poți să spargi această influență, nu știu, această... Claro que você pode também dar uma resposta mais intelectualizada. Sigur că tu poți să dai un răspuns mai intelectualizat. Mas você não deve dar a essas pessoas. Dar nu trebuie să-i dai acelui individ. Você deve dar as explicações devidas a un público que as merece. Explicațiile poți să-i dai unui public care le merită. Por exemplo, nós podemos explicar. De exemplu, putem să explicăm. Que nenhum comunista tem o direito de chamar ninguém de nazista. Că nimeni nu are, niciun comunist nu are dreptul să facă nazist pe nimeni. Porque o nazismo jamais teria chegado a ser um perigo para a humanidade. Pentru că nazismul niciodată nu ar fi ajuns să fie un pericol pentru umanitate. Se não fosse a ajuda e incentivo que recebeu do nosso. Dacă nu ar fi existat ajutorul și stimulul care a fost oferit de Uniunea Sovietică. Eu sunt obișnuit. A pelo menos 30 anos. Cel puțin de 30 de ani. A não ligar absolutamente para o que ignorantes pensam a meu respeito. Să nu dau absolut nicio atenție la ceea ce ignoranții cred despre mine. Porque se eu sei do que estou falando. Pentru că dacă eu știu despre ce vorbesc. Se eu estudei o assunto. Dacă eu am studiat problema. Por que eu tenho que ficar intimidado? De ce să mă intimidez eu? Se um ignorante tem uma opinião negativa a meu respeito. Dacă un ignorant are o părere negativă despre mine. Isso somente é a prova de que é um ignorante mesmo. Asta e doar o dovadă în plus că e chiar un ignorant. Há muitos anos atrás eu coloquei para mim a seguinte pergunta. De foarte mulți ani mi-am pus mie însumi următoarea întrebare. Quantas pessoas eu quero que gostem de mim? Câte persoane vreau eu, câți oameni vreau eu să mă placă? Por acaso eu preciso do amor da humanidade inteira? Oare am eu nevoie de dragostea întregii umanități? É claro que não. Clar că nu. Minha mulher gosta de mim. Soția mea mă iubește. Meus filhos gostam de mim. Fiii mei mă iubesc. Meus amigos gostam de mim. Prietenii mei mă iubesc. E meu cachorro gosta de mim. Și cățelul meu mă iubește. É mais do que eu mereço. Este mai mult decât merit. Por que eu devo ficar tão triste se um bando de ignorantes que eu nem conheço não gosta de mim? Că o mulțime de ignoranți pe care nici măcar nu-l cunosc nu le place de mine. Acontece que a cultura de hoje em dia torna as pessoas cada vez mais dependentes. Cultura de astăzi face oamenii tot mai dependenți. Da, aprobação alheia. Da, aprobarea străină. Criando uma espécie de escravidão mútua. Creando un fel de sclavie reciprocă. E atmosfera de copii, nu mai există oameni adulți. Necesitați de aprobação da mãe. Isto copii é uma vergonha. Dependenți care necesită aprobare, care au nevoie de aprobarea mamei. Assim? Asta e o rușine. Nu ar trebui să fim așa. E sobretudo, que diferença faz? Então... Asta e toată diferența. Por que nós temos que ter medo de olhares maliciosos? De ce să ne temem de privire? Risadinhas cínicas. De râsete cinice. Que mal essas coisas, e mal real essas coisas podem nos fazer. Rău, real ne pot face aceste lucruri. É um poder mágico apenas, é? E doar o putere magică. E esse poder se desfaz. Și această putere se desfaz. Não tem mais medo dele. În momentul în care nu-ți mai e teamă de el.